A doua chestiune pe care o să facă Consiliul de Administrație este să precizeze veniturile întregii conduceri a Consiliului de Administrație. Eu personal pot să spun de pe acum public, am să mă opun și am să votez împotriva publicării salariilor directorilor. Această instituție este o instituție care lucrează în piață. O piață internațională. Și o veți vedea că în afară de 3 sau 4 bănci nordice, nici o bancă din Europa nu își publică salariile directorilor. Pentru că ele fac parte din concurența instituțională. Eu optez pentru asta. Nu știu ce va hotărâ Consiliul de Administrație.